volume mediu ne-am propus să participăm în cupele europene. Dacă în tur luam bonusul la Dinamo, acum eram noi în locul Timișoarei și jucam barajul pentru grupele cupelor europene. Capitanul echipei steliste, Viorel Lucaci, și component al echipei naționale, dar ne rezumăm la partida cu Timișoara, care a fost una extrem de dificilă, după cum s-a văzut. Da, e adevărat ceea ce spuneți. A fost foarte greu, ne așteptam la un meci așa de greu, dar suntem foarte bucuroși că am reușit să luăm cele 4 puncte. Am avut încredere în noi, s-a văzut pe teren asta că n-am renunțat până în ultimul minut și echipa care a greșit mai mult a luat bătaia, după cum s-a văzut. Noi am stat concentrați, am luptat, am luat lovituri pe deapsă și am câștigat la un punct. Placaje tari, așa s-a văzut cel puțin de la spectatori, e o luptă fizică, dar pe alocuri chiar și una între tacticile aplicate de cele două, nu? E normal să fie așa. Sunt, după cum am văzut la video, sunt jucători cheie la ei care trebuiau opriți. Am pus cei mai buni placheori în zona respectivă, am reușit să-i oprim. Chiar dacă în unele faze nu ne-am apărat așa bine, dar în pe ansamblu ce e important pentru noi când ne-am câștigat meciul. Urmează acum sărbătorile, ne relaxăm un pic și după care weekendul viitor mergem la Baia Mare. Singurul eseu al meciului s-a luat în momentul în care Petelo Tupou avea cartonaș galben și exact pe la locul lui. A fost acolo acea inferioritate numerică decisivă pentru încercarea bănățenilor? Da, acolo n-am lucrat un pic bine, ne-am aruncat în față și a rămas din greșeală un jucător din linia întâi și s-a văzut asta, că trebuia să schimbăm mult mai repede și am luat eseul ăla. Dar important e că am revenit, am știut cum să gestionăm jocul, am intrat în terenul lor, am luat lovituri pe deapsă, Vlaicu le-a transformat și a făcut treaba și așa am reușit să luăm punctele. Antrenorul echipei CSA Steaua București, Cristi Petre, după o victorie cu Timișoara, conturată la ultima fază. Au fost emoții mari pe bancă? Cu siguranță, da, victoria ne aparține, dar în același timp vreau să felicit și echipa Timișoarei, care era în aceeași măsură ca și noi. Emoțiile au fost foarte mari, dar într-adevăr la lovitura de pedeapsă pe care am avut-o în fața beților nu ne-am făcut probleme la experiența pe care o are Florin Vlaicu la nivelul internațional și nu numai. Cu siguranță victoria apare în ultima secundă, dar a fost muncită pe tot parcursul meciului. Eseul lor s-a dat pe gaura lăsată în echipă după cartonașul galben de Petelo Tupou, chiar pe locul lui. Trebuia să strângă mai repede apărarea, să facă o tranziție acolo de oameni? În momentul de față e greu să fac analiza jocului la caldă, dar nu neapărat dacă un jucător este absent, este vina lui. Vom vedea la video, la analiza video și vom trage concluziile necesare. Vreau să felicit jucătorii ambelor echipe, dăruire foarte frumoasă. Am schimbat un ciclu pe care l-am avut până în momentul de față cu jocuri destul de bune, dar la un nivel mai slăbuț. În momentul de față intrăm în alt ciclu cu meciuri și echipe foarte tari care ne așteaptă și e normal la valoarea și jocul și maturitatea pe care o arătăm în teren să fim așteptați de toate echipele. La ultima fază a fost o comandă tactică să se încerce obținerea unei lovituri de pedeapsă din poziție centrală sau s-a urmărit poate chiar marcarea eseului? Nu, băieții au jucat normal. Chiar mi-au plăcut pentru că au dat dovadă de o maturitate foarte mare. Nu s-au precipitat, au jucat pe toate flancurile și cred că lovitura de pedeapsă a ajuns în momentul în care echipa adversă a ieșit în offside. Se poate remarca, să zicem așa, colectivitatea în acest joc? Bineînțeles, tot grupul, de la primul până al 23-lea jucător și nu numai, și ceilalți care au fost pe bancă au susținut echipa. Cred că, într-adevăr, am văzut un meci mare astăzi, un meci foarte frumos, un meci de nivel înalt. Momente în care, la pauză, să avem 0-0, cred că sunt foarte puține echipe care pot ține astfel de rezultat. Da.